Astăzi avem parte de un episod puțin mai special, pentru că, după cum vedeți, tocmai am primit o cutie misterioasă de la Rockstar Games și nu am absolut nicio idee ce este în ea. Așa că stați până la sfârșitul episodului ca să vedeți tot conținutul ei. Bineînțeles, și eu vreau să văd tot conținutul ei. Hai să o deschidem să fie treaba bună. Mă, abia aștept să văd ce e aici. Să fie cumva GTA 6, mă. O deschidem așa încetos, nu ne grăbim. Bă, văd că taie binișor cutter-ul ăsta, sincer. Mă cam chinuie așa un pic să filmez un unboxing că n-am mai făcut în viața mea. Dar aparent am reușit să rup aici ceva. Trebuie să ne băgăm mâna pe aici. Ok, stai așa că n-am rupt-o bine. Hopa. Bun, ghiți ce, nu este absolut nimic pentru că trebuie să mai deschidem două chestii. Bun. Momentan văd ceva conținut legat de GTA. Văd niște controlere. Da, momentan cred că le tragem pe dreapta și scoatem fiecare produs pe rând. Și aparent prima chestie pe care am luat-o din cutie este GTA 1, dacă vă vine să credeți, uite aici, GTA 1, adică Grand Theft Auto simplu. Și carcasa asta văd că mai conține și un DLC, uite acolo scrie London 1969, bun, hai să o deschidem să vedem despre ce este vorba. Hopa, deci avem GTA 1 aici în dreapta și DLC-ul în stânga. E bine, știu că mai există un DLC cu GTA London 1961 pe care aparent nu l-am găsit aici, dar cine știe, poate să fie în cutie? Hai să-l închidem și să trecem mai departe la următorul pe care l-a apuc din cutie. Am observat că sunt puse în ordine sau ceva de genul, nu știu care e schema. Și avem GTA 3, deci aparent GTA 2 lipsește, bă, nu pot să cred. Ok, deci nu am primit GTA 2 din păcate, dar asta e viața, luăm noi odată. Zice aici că cică number one best selling game, deci ăsta s-a vândut cel mai bine, mă. GTA 3 clasicul, hopa, aici avem CD-ul pentru PS2 și aici avem cărțile, hai să vedem despre ce este vorba. Deci o grămadă de chestii vă că avem, ăsta e ceva manual. După care aici avem o chestie care nu ne interesează și harta jocului. Ok, n-are sens să mai deschidem și harta, dar mă bucur că e complet ăsta. Îl închidem și pe ăsta și trecem mai departe. Ăsta, sincer, este unul dintre preferatele mele. Următorul fiind GTA Vice City. Tot pentru PlayStation 2, după cum se vede. Îți curios ce au la interior, dacă sunt ediții complete sau ce sunt. Hai să-l deschidem. Hopa, și avem aici GTA Vice City, unicul și inegalabilul. În stânga aici avem din nou harta. Uite, aia e harta. Și aici tot așa manualul. Ok, nu cred că interesează pe nimeni ăstea, dar contează că e complet. Bă, din nou un joc foarte tare, îl închidem și pe ăsta și trecem la următorul. Trecem repede prin ele. GTA San Andreas, mamă, ăsta cred că pot să spun că e jocul meu preferat din toate timpurile. PlayStation 2, deci până acum tot pentru PlayStation 2. Deci până acum avem PS2, PS2, PS2 și ăsta e pentru PC. Ok, îl putem juca pe PC, sigur că da. Bun, hai să deschidem și ăsta cu San Andreas, care arată în felul următor bombă, n-am ce zice. Hopa, din nou avem aici CD-ul original mirobolant. Aici avem o cărticică. Hopa, aparent avem și instrucțiuni și nu avem hartă, mă. Nu credeți, din păcate la GTA San Andreas nu avem hartă, avem doar ceva instrucțiuni, dar asta e viața. Așa că hai să-l închidem și să trecem la următorul. Care este? Hai să vedem care e următorul. GTA Liberty City Stories. Asta e o versiune de GTA 3, doar că upgradată și schimbată, bineînțeles. Tot pentru PS2. Din nou frumos, toate jocurile văd că sunt în limba engleză, deci originale, corecte, corespunzătoare. Mamă, deci aici avem CD-ul PlayStation 2, frumos, elegant, dar nu avem carte sau hartă, bă. Ok, din păcate ăsta nu e chiar 100% întreg, dar e un joc destul de rar. E mult mai rar decât celelalte. Așa că asta e viața, e bine și așa rău până la urmă, nu? Bun, următorul joc este GTA Vice City Stories. Din nou, aceeași poveste, un GTA Vice City upgradat, diferit cu alte misiuni, tot pentru PS2. Bă, da, știți care e problema? Eu nu am un PS2. Cum procedăm dacă eu nu am un PS2? Și aparent aceeași poveste, avem doar un CD și nu avem hartă. Da, destul de tristos, dar din nou, și ăsta e un joc destul de rar. Și apropo, toate se prezintă în stare bună spre foarte bună, aș putea spune, deci eu zic că e ce trebuie. Următorul pe listă cred că este și cel mai rar aparent, Grand Theft Auto Advance. Nici măcar nu scrie pe el, dar uite scrie aici Game Boy Advance,
Din păcate, nici consola asta nu o am, dar facem noi rost ca să ne putem juca. Deci ăsta a fost lansat, din câte știu, exact în ziua în care a fost lansat și GTA San Andreas sau ceva de genul. Așa că a fost un pic un fail, dar uitați-vă numai ce chestie! Ok, deci ăsta mi se pare cel mai tare și cel mai rar de până acum, deci pot să zic că este ce trebuie. Așa că trecem la următorul, care este GTA 4. Ok, deja am ajuns în epoca mai modernă și știți că ești PlayStation 3. Bă, știți care e problema? Nici măcar un PlayStation 3 nu am, dar asta ar putea fi chiar un pic problematic, cam așa arată. Sincer, carcasa ăsta arată diferit și puțin mai nașpe, așa transparentă. Și dacă îl deschidem, hopa, ia uite cum arată GTA 4. Și aici pe stângă, mamă, avem de toate. Ok, avem aparent, asta e harta. Și aici avem și manualul, deci ăsta e jocul complet. Ok, îmi place ce văd, sincer. Îl închidem frumos și pe ăsta. Bă, îmi place sunetul ăla când închid jocurile. Bun, și trecem la următorul, care este din nou unul foarte rar, de care nu prea știe lumea. Grand Theft Auto Chinatown Wars, care este un joc de PSP, adică PlayStation portabil. Din păcate, nici PSP nu am, dar o să facem rost. Vă dați seama, trebuie să fac rost ca să mă pot juca jocurile astea, bineînțeles. Cam așa arată. Vedeți că e foarte mic. Stați să fac o comparație. E mult mai mic decât un joc normal, mai îngust și un pic mai înalt. În rest, arată cam la fel. Și hai să-l deschidem să vedem. Mamă, cum arată, uitați-vă. Ok, ăsta trebuie să îl scot de aici, dar jur că nu știu cum să-l scot. A, aparent, efectiv, doar se trage de acolo. Cam așa arată un CD micuț. Bă, arată foarte tare. Ok, deci ăsta și celălalt de Game Boy Advance sunt cele mai unicate, zic eu. Și ghișcel ăsta, avem și hartă și manual. Ok, deci asta eu zic că e destul de rară. Și arată și foarte bine, n-o să vă mint. Chiar arată în condiție excepțională. Deci ăsta e unul dintre cele mai mari surprize de până acum. Și hai să trecem la următorul, care este... Bă, tot invers le iau, mă. Grand Theft Auto Episodes from Liberty City. Ok, ăstea tot de PS3 aparent. Bă, dar nu am un PS3, dar trebuie să ne cumpărăm acum. Ce să facem? După cum vedeți, sunt ambele DLC-uri de la GTA 4. Ia să vedem, sunt două CD-uri sau cum funcționează? Nu, aparent este doar un CD care le conține pe amândouă. Ok, deci astea sunt DLC-uri de la GTA 4 și aici ce avem? Ok, doar manual. Bun, deci din păcate nici aici nu avem hartă. Deși nu avem nevoie dacă avem harta la GTA 4 până la urmă, nu? Mă, din nou un GTA de care nu știu dacă știe foarte multă lume, dar trebuie să luăm un PS3 să-l jucăm. Următorul pe listă este GTA 5 pentru PS4 și după cum observați este sigilat. Deci efectiv, pe ăsta nu o să-l desigilez, credeți-mă, așa o să rămână. Deci GTA 5 Premium Edition, cred că toată lumea știe GTA 5, deci nu-i mare lucru de văzut. Îl lăsăm sigilat, momentan primul joc sigilat, dar ce credeți că urmează aici? Un nou joc sigilat, GTA Trilogia The Definitive Edition. Ok, cam așa arată. Elegant cât de cât, vedem aici sus GTA 3, Vice City și San Andreas, doar că sunt Definitive Edition. Pentru PS4, dar ăstea cred că merg și pe PS5, deci chiar pot să le joc, aolo! Și după cum vedeți, este sigilat și ăsta, dar de dragul episodului pe ăsta o să-l deschidem. Bă, hai să mă chinui să-l deschid frumos. Hai că frumos să-l deschid până la urmă. Rupe, mă, frate, ambalajul ăsta să fie treaba. Perfect, nu mai avem nevoie de el. Hai să-l deschidem să vedem cum arată și la interior și... Ok, bă, nu-mi inspiră foarte multe CD-ul ăsta, The Trilogy. Și aici unde să-l ia? Bă, unde-i harta? Unde-i... Mă, ăsta a venit sigilat, deci este nou-nouț. Nu ar trebui să aibă hartă sau instrucțiuni sau orice altceva. Ok, nu știu care e faza, dar atâta timp cât avem jocul, eu zic că e bine. Și poate că ați văzut la începutul episodului ce era în cutie, aparent avem un PlayStation 1. Bă, se vede pe el că e destul de vechi, adică PS1, bă, primul PlayStation cam așa arată. Mamă, e vechi, destul de murdărel, dar totuși, frate, PS1... Hopa așa, mamă frumușață, n-am ce zice. Bă, sunt funcționale 100%, ar fi culmea să-mi trimită Rockstar o cutie cu produse stricate, nu? Și bineînțeles că pe lângă asta am primit și o manetă corespunzătoare aceeași culoare. Deci, probabil că atunci când o să cumpărăm GTA 2, că doar ăla lipsește, să-l putem juca pe PS1? Aparent avem noroc foarte mare, pentru că ce mai este în cutie? Un PS2 Slim. Cred că așa se numește. Uitați-vă numai, el e foarte micuț. Efectiv, un pic mai mare decât palma mea.
Hai să vedem dacă găsim, uite de aici butonul să-l deschidem, dar ăsta nu se deschide numai dacă e băgat în priză. Și bineînțeles că și la ăsta avem o manetă corespunzătoare, de data asta o manetă puțin mai interesantă. Și bineînțeles că acum o să ne permitem să jucăm toate GTA-urile alea pe PS2, pentru că nu aveam PS2. Și cam așa arată toate produsele pe care le-am scos până acum din cutie. Bineînțeles că mai există încă un singur produs, dar vreau neapărat să vă dați cu părerea în comentarii ce părere aveți de toate chestiile astea. Mie mi se pare genial. Deci ne lipsește GTA 1 London 1961, GTA 2 și cred că atâta, cred că le avem pe toate, bă, inclusiv pe ăla micuț de acolo. Bun, hai să luăm ultimul produs din cutie. Avem o carcasă neinscripționată, mă, să fie cumva GTA 6 oare?